3x plus 2. Deci vine minus 3x plus 2 minus 1 egal cu 0. Deci vine minus 5x minus 7 minus 3x plus 2 minus 1 egal cu 0. Ce ce ar însemna echivalent cu minus 8x, așa spune, minus 8x. Deci minus 8x minus 6, minus 6 egal cu 0. Ce ce ar însemna echivalent cu minus 8x egal cu 6. Minus 8x egal cu 6. Egal cu 6 pe minus 8. Minus 6. X egal cu minus 6. 6 pe minus 8, care face minus 6 pe 8. Simplificăm prin 2 și face minus 3 pe 4. Deci x egal cu minus 3 pe 4. Astfel spunem că am găsit ca soluție minus 3 pe 4. Și ne întrebăm, o accept sau nu? Ce am spus noi, Ișor? În ce zonă am lucrat? La minus 5. Și atunci întrebăm, oare minus 3 pe 4 aparține? E o întrebare de la minus infinit la minus 7 pe 5? Da. De ce ai spus da? Pentru că minus 7 pe 5 e 1, ceva și 3 pe 4 e 0, minus 0. Păi ar trebui să, ca să fie aici, trebuie să fie mai mică din asta. Da, și mai mică. E, hai să te întrebăm. Minus 3 pe 4 este mai mică decât minus 7 pe 5? Minus 3 pe 4 mai mică decât 7 pe 5? Nu e nimic. Înmulțim cu minus 1 ca să cu negativul ne dă peste cap. Și când înmulțim cu minus 1 se schimbă sensul negativității. 3 pe 4 mai mare ca 7 pe 5. 3 pe 4 mai mare ca 7 pe 5. Adică este valentul. Acum la cea mătătorie 5, 15, ca și cum ar fi 15 mai mare decât 28. Este adevărat? Fals! Dacă e fals, nu mă aparține. De ce ești putut de aparține? Am încurcat că deci aici era venit la mai mare, adică... Nu, da. Nu trebuie să gândești atât. Păi nu, am luat la acasă. Am luat la acasă. Uite așa. Aici este 0. Da, și minus 7 pe 5 e minus 1, ceva. Așa, e minus 1 și ceva, da? Minus 7 pe 5. Iar minus 3 pe 3 este mai aproape de 0. Da, e mai aproape de 0, deci era mai mare. Da? E mai mare, e drept. Da? Deci nu se poate așa. Deci, e falsă chestia. Da, deci, atunci nu e adevărat. Nu. Minus 3 pe 4, pătăre, nu aparține de la minus infinit la minus 7 pe 5. Dacă nu aparține, rezultă că x egal cu minus 3 pe 4 nu este soluție. Nu. Nu este soluție. Nu putem lua seama. Deci studiind pe zona de la minus 1 până la minus 7 pe 5, n-am găsit soluție. Adică egal cu 0 nu se poate. Mergem mai departe, cazul 2. X aparține a factorului interval. X aparține intervalului de la minus 7 pe 5 la 2 pe 3. Deci deschis minus 7 pe 5. Minus 7 pe 5 și deschis 2 pe 3. Până la 2 pe 3. Închis, da? E ecuația de linie. Deci e închis, dar până la urmă mai mare sau nu e... N-am înțeles. Deci e închis la 2 pe 3. Ca să iau și capătul și 2 pe 3. Ca să... Uite, acum nu l-am mai luat. Pe minus 7 pe 5 am închis la 2 pe 3. Am luat și punctul. Ca să fie... A, adică să iau toate punctele, să nu pășesc nimic. Ce devine ecuația în timpul ăsta, Maria? Această ecuație de aici. 5. Am primul modul. 5 x plus 7. Cum este de aici la minus 5 pe 7, de la 7 pe 5? Pozitiv. Și rămâne așa. E pozitiv, rămâne așa. Deci vom avea ce? 5. 5x plus 7. Plus. Dar cum este al doilea modul? Cum este al doilea modul? În negativ. Și deci schimbă semnul. Deci va veni minus 3x plus 2. Deci minus 3x plus 2
Și pătrarea e minus 1 și era cu 0. Și ce am însemnat echivalent cu 5x minus 3x? 2x. 5x minus 3x face 2x. Deci 2x. Și 7 plus 2 minus 1? 9 minus 1? 8. Deci plus 8. Și era cu 0. Deci rezultă că x e minus 4. X egal cu minus 4. Deci x e egal cu minus 4. Asta ce îmi spune mie? Nu știu dacă se vreau să nu. Numai dacă este aici egal. Mă întreb acum, oare minus 4 aparține acest interval? Era minus 7 pe 5 la 3 pe 3. Ce părerea de aceea aparține? Nu aparține. Nu aparține. Deci rezultă că x egal cu minus 4 nu este soluție. Deci nici asta nu e soluție. Ce trebuie să... Nici acum nu am găsit ce părere. Am... Mă duc acum... Nu sunt trist, chiar așa de trist. Acum ce studiu? Pe ce zonă voi face studiu? L-am deschis... 2 pe 3. 2 pe 3, până l-am deschis. Deci ne ocupăm de zona. X aparține deschis 2 pe 3 până la plus infinit. Deci ultimul interval, cazul 3, x aparține de la 2 pe 3 la plus infinit. E ecuația de infinit. E pozitiv și rămâne așa. Și primul și al doilea rămân așa. Că și primul este pozitiv și al doilea pozitiv. Deci rămân așa. Când sunt pozitiv, rămân așa, când sunt negativ, ne schimbăm cel. Și atunci o să am 5x plus 7 plus 3x minus 2 minus 1 egal cu 0. Deci 5 plus 7 plus 3x minus 2 minus 1 egal 0. Și vedem echivalent cu 5 cu 3, 8x 7 minus 2 minus 1 face 4. Deci plus 4 egal cu 0. Când ne constatăm x egal cu 4 pe plus 4 pe minus 8, da? Minus 4 pe 8 și face minus 1 pe 2. Așa este? Deci duci pe 4 în partea cealaltă, minus 4 pe 8 egal cu minus 1 pe 2. Ne bucurăm, o luăm ca valoare sau ce facem acum? Ne interesăm dacă se află intervalul de studiu. Deci spunem, minus 1 pe 2 nu aparține de la 2 pe 3 la plus infinit. Rezultă că nici asta, x egal cu minus 1 pe 2, nu este soluție. Nici asta nu este soluție. În final, studiind noi de la un capăt la altul, la minus infinit la plus infinit, nu am găsit nicio soluție. N-avem ce scădea. Niciodată nu va fi egal cu 0. Totdeauna va fi egal de 0. Și atunci o să spune că F definită este scris aici. Voi spune că F definită pe el cu valorul mea. Că n-am găsit ceva care să mă supere, să dau de parte. Deci rămâi doar așa să ne mulțumim. Așadar, spuneam că mâine am bine făcut volumul acela cu calcul integral, nu? Pentru prietenii noștri și pentru tine și pentru toți ce care doresc. Calcul integral și tot așa de bine am calculul limitelor și așa mai de bine am și toate celelalte. Sunt 18 volume acolo. Cei care vor dori, le pot accesa. Am să vin să reprezint data viitoare. Ne oprim aici. La revedere!